Salutare dragilor, bine ați venit la un nou videoclip. Eu sunt Pui Zmeu și sunt pasionat de avioane și de trenuri. Dacă mai vreți videoclipuri interesante despre aceste minunate subiecte, nu uitați să-mi dați un like, un subscribe și să apăsați pe clopoțel pentru a primi notificări atunci când postez. Astăzi voi începe o miniserie formată din două episoade, al doilea episodul urmând să apară în uh, foarte scurt timp, despre un mediu virtual unde puteți explora metroul bucureștean și anume Metromania. În acest prim episod o să vă fac o introducere la joc, iar în al doilea episod o să vă învăț cum să conduceți un tren de metrou. Așadar, ca să nu mă mai țin din timp, haideți să începem! Mai întâi, haideți să începem prin a găsi jocul. Trebuie să vă instalați și să vă creați un cont pe platforma Roblox. După aceea, la secțiunea de Discovery, căutați în bara de mai sus Metromania. Apoi dați Enter și apăsați pe icoința jocului cu fontul acesta și versiunea în paranteze pătrate. Ulterior dați Play. Și după ce se randează obiectele criticale ale jocului, puteți sări procesul randării restului de obiecte, acesta urmând să se întâmple în fundal cât vă jucați. Acum aflați în joc, vă veți găsi la stația Izvor, unde este punctul de intrare de fiecare dată când vă jucați. Acum, înainte să încep să prezin jocul, haideți să vă spun despre dezvoltatorii lui, și-anume Johnny Gamer și echipa lui de la Innovative Games, care moderează, extind harta și adaugă elemente noi, cum ar fi garnituri de Metro în joc. Acum, haideți să vă prezint meniul din partea stânga a ecranului, activat prin apăsarea acestei săgeți, meniul unde veți face toate activitățile în care nu conduceți un metrou. Aveți la dispoziție patru secțiuni, căci cea de setări momentan nu funcționează. Mai întâi avem butonul de spună unde poți lua un tren și să-l conduci. Vă explic în episodul următor cum să faceți acest lucru. După aceea este butonul de map, Aici se poate vizualiza harta. Segmentele cu linie neîntreruptă sunt deja terminate, iar cele cu linie întreruptă sunt ori în construcție, ori planificate pentru viitor. După aceea este butonul de stations, unde puteți să vă teleportați la oricare stație. De exemplu, vreau să mă duc la la Gorjului. Cau stația Gorjului în acest meniu secundar, apăs pe ea și gata, sunt la Gorjului. Ținți minte că la anumite stații va trebui să alegeți între mai multe opțiuni, cum ar fi intrări la eroilor, stații la piața Unirii sau perane la timpuri noi. Ultima funcție a meniului din partea stângă este cea de info, unde se află absolut fiecare regulă care trebuie respectată pentru o experiență cât mai frumoasă. Acum că am terminat partea cu meniul din stânga, o să vă mai povestesc în acest episod despre comunitatea din acest joc. Este una prietenoasă formată majoritar de minori, dar și de adulți tineri. Punctul central al comunității se află în încetul jocului, unde în afară de discuții se raportează și situații de peșină, mai mult în episodul următor. Limbajul licențios este interzis și monitorizat de moderatori. Problema este că Roblox are un sistem de cenzurare care, din păcate, face vorbea română uneori dificilă, deci aveți răbdare când scrieți. Iar acum, haideți să atacăm uh, următorul subiect, și anume circulația. Sunt două mari Urmează părți, și anume raportarea încet a unor bucăți din călătorie și regulile de circulație. Prima dată cu raportatul încet. Dacă stați mai mult la o stație, anunțați unde sunteți, cât stați și în ce direcție vă duceți, ca cei din spate să nu se izbească de voi când vin. Iar, la capete de linie, cum ar fi Dristor 2 sau Angel Saligny, anunțați la ce peron vă opriți, ca în cazul în care un alt jucător este în spatele vostru, să știe să se ducă la peronul opus. Iar acum, regulile de circulație, care sunt foarte importante. Câteva dintre ele sunt. La capăt de stație, adică aici, ai un ceas verde. Acest ceas spune când a plecat ultimul tren, de cât timp a plecat ultimul tren. Nu pleca din stație dacă acesta nu atinge două minute. La fel și cu semaforul. Dacă ai semafor la ieșirea într-o stație, a, respect ce zice. Dacă e roșu, nu pleca. Dacă e verde sau este roșu cu o lumină albă peste, puteți să mergeți. Nu schimbați macazul doar ca să dereați pe alții, iar dacă vă luați macazul pe o rută mai puțin populară, recomandat este să îl schimbați înapoi ca următorul jucător să întrebească să stea să schimbe macazul. Vă arăt în următorul episod cum să faceți acest lucru. Nu mergeți pe contrasens, acum s-a făcut un update unde dacă mergeți pe contrasens o să vă fie șterst trenul și respectați limita de viteză. Iar în ultimul și în ultimul rând, nu vă izbiți un alt jucător, stică experiența pentru toți. Pentru orice alte întrebări, scrieți-mi în secțiunea de comentarii sau intrați pe serverul de Discord al Innovative Games și puneți întrebarea acolo. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like și un subscribe și ne vedem în foarte scurt timp data viitoare. Pa!